Nu te cred, mă, mâncate aici gura ta. Bă, puteam să pun pariu, bă, trei seri familia ta. Bă, dacă avem aici și agățate de oglinda asta retrovizoare, moaștele lui Sfânta Parascheva, eu nu scăpam de poliția rutieră, bă. Bă, este ireal ce mi se întâmplă în viața asta, bă, frățioare, bă. Aoleu. Hai să vă dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului împreună cu el și împreună cu Iisus. Și mecher tot acolo sus. Poftim? Deci să vă dea Dumnezeu sănătate. Asta unul la mână. Doi la mână. Măicuța. Să-l ajute în acest demers care e o vorbă de-a mea. Poftim? Ăsta e sur mâncat, ești gurată. Zic bună ziua. Unde mergeți? Bună ziua. Deci noi mergem pe direcția de deplasare la autovehicul. Poftim? Nu înțelege nimeni, mâncată și groasă. Ai o rudă cu tine? Bă, du-te, dracu, să te ia, mă! Poftim? Nu, pe mine, mă, așa ne mai congratulăm noi. Deci mergem, noi vrem să transversăm, facem un videoblog. Transversăm Transfăgărășanu, după aia avem la o fermă. O să vă rog să întoarceți. Când? Ce când? Când o să mă rugați? Acum! Transfăgărășanu e închis. E zăpadă de un metru pe drum, n-ai cum să intri acolo. Nimeni nu intră cu mașina pe zăpada aia. A, am înțeles. Deci e interdit. E interdit. Da. Să trăiască șeful meu. Să tragi pe treapta, mă. Ce? Pullover! Păi de ce nu-i cunoscut în română, mă, mâncată și curată? Fii străin. Dar de unde dracu-i tu în Jamaica? Dacă suntem în România, ce dracu să fie? Pullover! Păi zi, mă, să tragem pe treapta, că mă tare vreo ofertă la pullover, până e 50. Tu dă volege pe aici, șef, în Timiș, că nu mai e voie să mai conduci decât cu pulloverul pe tine? Înseamnă să tragi pe dreapta, mă, eu tot te zic, dar văd că... Hello! Hello! Your documents, please. Yes, I give you documents, I give you allonation, permission, tă, mă. E prost, tu. Permission? Dar cum să zice? Permis! Permis, dracu, să-l ia. Da, uite, mă, mâncăță-i gura ta. Românașii noștri pleacă în străinătate la culeț, de când știu și locul lor vine poliției străini la culeț de amenzi. Și mă rei și față de prost, adevăratul. Cum vorbiți română? Eu să-i spui cu mine. Nu, lăsați, nu vă mai chinuiți în engleză. Hai să vorbim în română, dacă știți română. De la cum vorbiți engleză, am crezut că sunteți băiatul Olguța sau Vasilescu sau ceva. Dar nu sunt de ce vorbeați engleză mai devreme? Am crezut că sunteți străini. Bă, ți-am zis, mă, mâncață și gura ta, că trebuie să plecăm din România. Noi avem fețe de occidental, mă, ce drept. N-aveți fețe de occidental, din potrivă. Adică? Aveți numere de Germania. Că te-ai zboară, poate mă rău. De unde veniți? De la bunicii mei. Din Ungaria. Aveți bunici în Ungaria? Da. Eu sunt jumătate român, jumătate maghiar. Adică tata e român și mama e maghioraică. Și nu prea s-a ocupat de educația dumneavoastră, nu? De ce? Nu auzi mai devreme, m-ați făcut prost. Într-adevăr, asta cu educația la noi mai greu. Că eram mic, adică n-am putut să mă certe, că ei se certa pe Transilvania. Știți de ce v-am oprit? Ca să ne vindeți pulovere? Ne iertați, ele mai glumeți așa. Când avem asigurare, este? Ne iertați, ele mai prost așa. Bă, du-te, mă, trecut de aici, noi sunt stai mai devreme. Bă, da, tăi, trecut în gură, că-ți dau o palmă de te-ai vrut să o bancheta aia, să zici că ești la Vocea României pe scaun. Ați fost surprins de radar. Aveți ceva de declarat? Bă, mă declar surprins de radarul care m-a... Cu cât? 72. Nu, n-ați înțeles. Cu cât trebuie să vă plătim? Ca să nu ne amendați. Ce vă ocupați dumneavoastră? Cine el? Papetărie. Papetărie? Da, îi place să papetărie. În fiecare weekend e centru vechi, adevărat. 100. Păi nu zice 72 cum 100? Nu, 100 vă costă. A, da, iată-s. Bine, bine.
Ați dat 200. Dar și pentru mașina din spate, că fetele e cu noi. Bună ziua! Agent principal Roșca, Poliția Rutieră a Capitalei. Vă rog să-mi prezentați și mie documentele mașinii și documentele dumneavoastră. Iată asta. Hai să vă dea Dumnezeu sănătate și măicuța domnului împreună cu el ca să nu-l lase singur el la greu. Dar ce s-a întâmplat cu metre? Aș prefera să vorbesc cu șoferul. Păi dar nu că șoferul sunt eu, dar am permisul suspendat. Mi l-a luat un gar și a scurs pântufișul, l-a ia și mor. Dar nu că își face datorie eu. Ea e șoferită. Domnișoară, da. Dumneavoastră cunoașteți deosebirea dintre o cutie cu sardele și mașina dumneavoastră? Nu o cunosc. Care e? Păi de asta v-am oprit și eu, ca să vă întreb. Să trăiți, vă spălați. Cred că știu eu diferența între o cutie cu sardine și mașina asta. Da? Da. Care e? Diferența între o cutie cu sardine și mașina asta e că sardinele stau mult mai lejer în cutia lor decât noi în mașina asta. Adică suntem amuzanți? O secundă, da. Da, nu vă înțeleg că... Da, să trăi. Știi cine era Doriane? Trăi țăr familia ta să-ți crească. Era un redactor de la Almanacul Urzica 1973, că să-i dai gluma asta cu sardinele înapoi. Mă râși că mă torești, mă rog. Drecu, mă. Nu. Haideți să revenim un pic. Da. Știți că nu aveți voie să mergeți mai mult de 5 persoane cu automobilul, nu? De ce n-ați luat o dubă? Păi nu știam că putem să folosim dubii poliției și pentru drumuri de astea personale. Lasă-mă, mă, cu astea, mă. Așa mă zic, o grupare secretă. Nu mă mai încurcă. Adi, mă zic, gata. O grupare secretă. Așa. De oameni, da. Foarte inteligenți, care sare între ei ca frații, mă, mâncărțe-și curat. Și ei se ajută mereu între ei ca frații. Și le merge mereu bine, mâncărțe. O grupare de oameni inteligenți? Da. Da. Acolo e tătimea malor. Păi, ți-ar familia tău. Eu chiar mă mir că nu te-a sunat ei până acum. Știu. Și eu. Hai, poliție. Mă, trăi, ți-ar familia tău. E, deci în ziua în care nu se mai oprească un gabor când scot mașina, eu la 6 din 49, ca e ziua. Hai să trăiți, să vă dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului împreună cu el ca să nu-l lase singurel la... Bună ziua, numele meu este o, agentul... Că nu trebuie să vă prezentați, că vă cunosc. Ați luat masa cu 11 tipi pe care îi cunosc. Eu, da, nu? Da, da, deci domnul meu... Și începe cu domnul meu să termină prost. Bun, deci v-am înregistrat camerele noastre de luat vedere. Bune, eu uite, bă, nici machiajul nu l-am făcut. Și mi-au transmis colegii prin stație. Așa. Dumneavoastră, pe lângă faptul că circulați cu viteză... Fără viteză? Cum? Ce dracu, mă, eu mint aici și tovarășul meu care a fost cu... Zi-mă ce viteză. Deci, să treci, deci să moară Bianca în pușcărie și cu copiii ei, deci mai mult de 90, n-avea. El e handicapat, are și epilepsie. Da, bine, deci limita în localitate este de 50 de kilometri la oră, ca să știți. Nu și pentru mă spun. Da. Bun, și pe lângă asta, da, dumneavoastră n-ați acordat prioritate unei doamne la semofor la Dudești. Doamne, auzi-mă, da, doamne, da, era aia. Iertați-mă, am confundat-o. Am crezut că e elefant la 220 de kg. Chiar credeam, am și mirat. Tipul ăsta e trecere de pieton sau trecere zoologică? Dar nu vă supărați pe mine, dar de ce acolo, de ce ambalați motorul, de ce turați mașina, de ce o forjați? O claxonați? Pe lângă asta nici măcar n-ați avut bunul simț să o ocoliți pe doamnă. Păi, dar n-aveam cum să o ocolesc. Păi de ce? Păi nu mai știu ce benzină. Hai că scrie. Când pune capul rămână pe pic s-a terminat șmecherie. Frumos, lasă-l pe roboțelul să conducă. Adi-mă, lasă-mă pace, nu mai merg cu ăsta la volan de când s-a întâmplat treaba aia în Cernica, mă. Ce treabă? Treabă în Cernica. Dumnezeu să iute pe femeia aia. Era bătrână, dar tot să pune. Mă înțelegi? Auzi, băi, Malone? Ia zi, mă! Dar zi-ne, mă, cum a fost când ai cunoscut pe părinții lui Genuța? Lasă-mă, mă, în pace, că nu vreau să vorbesc despre asta. Dar de ce, mă? Da, să mă urăște, mă! Ia auzi, al drept. Și mă, sa? A, cu maică-sa, mă, a, cu maică-sa e altceva, mă. A? Lua-i, e scârbă de mine! Dar de ce, mă? Exagerează! Auzi, Gina? Eu zic din experiență că tu trebuie să fii foarte sinceră cu părinții tăi și să le zici: mă, eu îl iubesc pe el pentru că e un băiat bun. Auzi, dar de ce o înveți să-și mintă părinții? Bă, fii atent! Ginuță! Ginuță, mă auzi? Da. Bă, fii atent, te duci la ei și le zici așa: măi, părinții mei, sau cum dracu le zici acolo, băi, inteligența, frumusețea, educația, caracterul, bunul simț, starea materială nu înseamnă totul la un bărbat. Aoleu, cu pășcălie asta să moară, mama, nu mai pot!
Pașcălie! Bă, ia ziceți așa ceva cu Dani Mocanu, Nicu Paleru, Laura Vas, Sorinel sau Liviu Puști? Rammstein. Da. Bă, mie-mi place toți ăștia de care ai zis tu, mai puțin ce a zis ăsta Dorel. Bă, dar la Nicu Paleru mâncați să-și gura ta. Bă, trăi țărnemul tot, deci îmi face pielea de găină, mă. Tu n-ai pielea de găină, mă? Da, ce am, mă? Creierul malone! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Mă schimbă glumele, buzdugane! Adică, mă, că-ți face bine aerul ăsta curat. Adevărat? Fă-te și filtrul, ți-a făcut semn. Hai să... Păi, dar normal, mă, n-am eu magnet de gaburi. Robotele, robotele. Aia cu jențile facem, da? Gata, gata, am înțeles. Ia uite-te, mă! Gata, e sau nu e? Nu e, nu e, n-are nimic. Aici și aia e? Nu. Îți trage ție în creierul tău din bol. Ia, vină, mă, vină în partea asta să vezi. Unde? Nu e nimica. Unde trăiți, iar familia ta? Ia zi, șef. Tu ești la volan? Păi nu vezi, să mă înțelegi. Păi nu erai tu? Eu nu am permis, cum ai trebuit să zic șef? Bună seara. 15 dimineața. Băi, tu crezi că eu nu știu cât e ceasul? Numai seara mai poate să fie bună pentru voi, că dimineața vă stric acum. Actele la control. Da. Unde mergeți? Uite acolo. Unde? Încolo. Eram sigur, dar nu eram precis. Băi, suntem în localitate. Nu știi cât aveai? Recunosc. 75. Deci recunoști. Deci, 75? Da. Păi tu știi ce înseamnă asta? Mamă, nasul rău să mă răbeam că am pușcărești cu copiii. Pe ce-i trece de 5 grame, e direct dosar penal. Ups. Eroină. Am înțeles. Hai că vă stric și seara până la urmă. Bă, Viliane, dar ție nu ți-e frică să conduci așa fără permis? Bă, trăiți iar familia ta să stres. Bă, dar chiar mă mâncați aici. Bă, calmați-vă amândoi, vă rog de frumos. Eu am o metodă foarte sigură și haideți că vă arăt chiar acum. Uite, vedeți că aici mai în față, pe oază, mi-arată că am un polițai în față, da? Fă drept cu dreapta undeva. Stai așa. E un moment în care mă apropii de el, accelerez. Și o să ne treacă pe dreapta. Când ne-a tras pe dreapta, tu iei telefonul, pui la ureche și când mă auzi pe mine că zic Ștefan cel Mare, în momentul ăla zici la telefon, da, tati, da, venim, dar ne-a oprit cineva. Ai înțeles? Bă, tu e nebunii, mă, trăi chiar familia ta să-ți trăiască. Bă, ai înțeles? Hai, bă, faci, fiat. Băi, Doriane, mâncă-mă, mă-mă, stai, mă, ușor, mă, trăiți-ar familia ta. Stai. Uite ce faci eu să mă trăiți-ar familia ta să-ți trăiască. Bă, deci la Ștefan cel Mare, da? Bă, tu ești nebun, mă, mâncați-ai și gura ta. Băi, Doriane, îți face ăsta dosar penal, mă, trăiți-ar familia ta să-ți trăiască. Deci ești din gura amândoi și nu vă panicați. Bună ziua, agent principal, Dobre, Poliția Rutieră București. Actele dumneavoastră și ale mașinii. Haideți să vă explic de ce mergem repede. Îmi cer scuze pentru asta, dar în dreapta mea îl am pe fiul domnului Mareșan Constantin Prezan, la care mergem chiar acum pentru că trebuie să se întâlnească cu dânsul la Inspectoratul General de aici, de pe Ștefan cel Mare. Da, tati, ajung acum, ne-a oprit cineva. Da? Mulțumim frumos, să trăiți! Ați văzut, mă? Nu trăiți-ar familia, tot.